Lipsa locurilor de parcare îi determină deseori pe șofer să-și asume riscul parcărilor neregulamentare. La București, Brașov, Sibiu, Timișoara sau la Iași, firmele care se ocupă de ridicarea mașinilor le duc într-un centru special de unde chinioniștii le recuperează după ce plătesc între 200 și 700 de lei. În Alta Curte de Casație și Justiția a decis însă luni că este ilegal să sechestrezi proprietatea unui cetățean printr-o decizie luată de un consiliu local. La Piatra Neamț, cei care parchează în locuri interzise riscă, la fel ca și până acum, să fie blocați. Ridicarea mașinilor, practic în Piatra Neamț nu s-a aplicat niciodată, noi n-am ridicat mașini, doar am blocat. Partea de blocare trebuie împărțită în două. Vorbim de blocarea mașinilor în zona parcărilor de reședință, care este prevăzută în codul fiscal și poate fi făcută la solicitarea beneficiarului contractului de închiriere, și de blocarea mașinilor în zona parcărilor cu plată, care e puțin diferită față de blocarea mașinilor pe partea de circulație publică și care este prevăzută în contractul de concesiune cu firma care administrează cele 1100 de parcări cu plată. Șoferii nu par foarte mulțumiți nici de această măsură. Mulți spun că este un abuz atâta vreme cât vor să parcheze regulamentar, dar fie nu au unde, fie aparatele de taxare primesc bani pentru minimum o jumătate de oră de staționare. Mie roata mi-a fost blocată de două ori și în continuare. De fapt, cam tot sistemul ăsta nu e chiar extraordinar de bun, pentru simplu fapt că sunt o grămadă de mașini în Piatra Neamț și sunt o grămadă de locuri unde trebuie să parcăm și avem nevoie de spațiu, mult mai mult spațiu. Și atunci când vine o firmă care, apropo, e particulară, de blocare roților și îți pune lămâia în roată și îți spune că trebuie să-mi plătești 30 lei, nimănui nu-i convine. Dar decât să primesc o amendă care valorează, presupun, de la 50 de lei în sus, că așa sunt amenzile, nu știu, nu cred că o să fie ceva eficient. Da, dar crezi că, nu crezi că dacă amenzile vor fi mai mari, lumea va fi un pic mai atentă și nu va mai parca neregulamentar? Amenzile se măresc, s-au mărit de vreo 2 ani încoace din ce în ce mai mult și cam nimic nu s-a schimbat. Nu știu, eu unul încerc să mă țin de reguli cât de mult pot, dar în momentul, uitați că avem și acolo cu plată orară, interval 8-18. În momentul în care vine și îmi spune că aparatul ăla nici măcar nu primește 50 de bani. Vreau să stau 3 minute efectiv ca să mă duc să-mi iau, nu știu, o pereche de blugi, de vis-a-vis. Și am nevoie să stau 3 minute. Nu, el îmi spune că dacă nu stau cel puțin jumătate de oră, nu primește bani. E un sistem făcut pentru hoți, care funcționează, și nu e un sistem făcut pentru noi. În ciuda nemulțumirilor, șoferii care parchează în zone interzise nu pot sta liniștiți pentru că pot primi amenzi de la poliția rutieră, care pot ajunge până la 400 de lei. Lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț, biroul rutier, vor lua măsuri pe linia opririlor și staționărilor neregulamentare și vor lucra în permanență cu agenți din cadrul Poliției Locale, care și dânsi au reglementări în acest sens. Vor fi amenzi? Vor fi amenzi, 2 puncte penalizare, 2 puncte amendă și profit de această ocazie și vreau să anunț cetățenii din municipiul Piatra Neamț să parcheze autoturismul și să oprească în locurile speciale amenajate, nu acolo unde există indicator oprire interzis sau staționare interzisă. Și chiar dacă ridicarea mașinilor a fost declarată ilegală, amenziile vor continua să fie date, iar mașinile să fie blocate, în special ale celor care parchează fără să plătească în locurile de parcare cu plată, în parcările de reședință, pe spațiul verde ori pe trotuare. Există la momentul actual discuții privind blocarea roților la autoturismele parcate neregulamentar pe drumurile naționale, blocare care ar încurca o dată în plus degrevarea traficului rutier. Acest aspect va fi luat în calcul la prima ședință a Comisiei Rutiere de la Piatra Neamț.